Nu stă în București, sau cel puțin din câte știu eu, nu stă în București, ceea ce pe mine mă duce cu gândul la faptul că a venit aici special, poate pentru acest Next Fighter. Așa este, Ovidiu Neveu, bună seara! Bună seara, Simona, și bună seara, Eric Sef. Așa este, ai dreptate, știi că ți-am dat dreptate întotdeauna, nu? Eu mie să-mi dai dreptate dacă am dreptate și eu vreau să știu dacă pe tine te-a adus în București vântul Next Fighter, te-a adus în București faptul că ai vreun antrenor nou, te pregătești pentru meciul de pe 1 noiembrie. Da, voi lupta pe brațe, box, și mă antrenez cu maestru meu Cezar Gheorghe. Cum merg antrenamentele, Ovidiu, și ce ți se pare diferit față de antrenamentele pe care le-ai avut până acum pentru celelalte meciuri ale tale? Totul mi se pare diferit, dar nu pot să zic aici. Știi, mai ținem și în casă. Cum, spune-mi puțin așa, cum se desfășoară o zi de-a ta? Câte antrenamente ai pe zi? Cum merge totul? Ce s-a schimbat în viața ta? Nu prea mă antrenez așa, sincer. Mă antrenez 2 zile pe săptămână, în rest au grijă femeile din București de mine. Îți zic sincer, fără mișto. Am făcut cel mai cunoscut lift din București. Eu, un lift l-am făcut cunoscut. Dacă vă uitați la mine pe TikTok, în liftul ăla îmi fac și TikTok cu toate fetele din București. Păi spune-ne și nouă despre ce lift este vorba, că vrem și noi să mergem să ne facem TikTok-uri, story-uri în liftul respectiv. Vrei să faci TikTok cu mine în lift? A, cu tine nu, dar vreau să... Dacă se închide camera, știi cu ce să... Nu vreau să fac TikTok cu tine, vreau să merg să... Sau uite fetele care ne urmăresc, poate sunt alte fete care vor să meargă să facă TikTok-uri cu tine. Eu sunt prea șmecher pentru secolul ăsta și e secolul viteză. Îmi plac numai femeile, model, uite să arate așa, albinuțe, știi? Să fie albinuțe, cum arăți tu. Bine că ești și frumos, într-adevăr, și la față și astea, dar ești puțin în vârstă și... Sunt mult în vârstă. Mulți, mult mai mulți decât tine. Câți? Nu mai contează. Și că nu e frumos să întrebi o femeie câți ani are, dar am mulți, am destui. Scuze, Simona, scuze. Nici o problemă, Ovidiu, pe tine nu poate să se supere nimeni. Bun, atunci o să te întreb cât te va mai ține Bucureștiul aici? Păi depinde de Eric Sef totul. Dacă îmi dă ce cer... Și ne înțelegem că eu dau ce cere Eric Sef, e ok, rămân. Las Elveția pentru Eric Sef, cum am lăsat-o până acum. Te-ai mai gândit la decizia ta de ca viitorul tău să depindă de acest meci, ca viitorul tău în Eric Sef să depindă de acest meci, pentru că tu ai spus la un moment dat dacă că va fi ultimul tău meci și cred că nimeni nu-și dorește tu să pleci din Eric Sef. Vă zic sincer, chiar voiam să, și vă zic în premieră, în interviu ăsta, chiar voiam să las Eric Sef, dar l-am sunat pe Sebastian Vieru și am zis că las Eric Sef și mi-a zis că nu mai depinde de el, că mă vor băieții, șefii de la Las Vegas, care conduc România, boșii de la Las Vegas. Știi ce înseamnă asta? Nu mai stau de X, de Y, să zic. Deci, practic, putem să liniștim acum toți fanii tăi. Ovidiu Neveu nu pleacă din... Eu chiar voiam să mă las, vă zic sincer, nu mai voiam să stau în Eric Sef, dar mi-a zis Sebastian Vieru că mă vor șefii de la Las Vegas. Și da, vă dați seama, când sunt cei mai șmecheri din România și te vor aici la București, nu mai stai pe gânduri, rămâi aici la București. Deci, tu te-ai mutat cumva în București, nu te mai întorci la Oradea? Păi depinde, că am 2 antrenori, pe maestru Sandu Lungu, dacă e să lupă sol, și pe brațe sunt la maestru Cezar Gheorghe. Ce s-a mai schimbat în viața ta sau ce surprize ne mai pregătești, Ovidiu? Surprize, nu? Cred că toate fanele tare ar vrea să știe dacă ți-ai găsit dragostea, dacă te-ai căsătorit, dacă te căsătorești, dacă asistăm la o nuntă în Eric Sef, dacă facem o nuntă în Cușcă, ce facem? Păi eu sunt însurat și am și copii. Păi, eu știu că tu ești însurat, dar cu acte, cu toate alea, nu vrei să faci nuntă, nu vrei să aduci mireasa în Cușcă? E confidențial astea, nu? Rămâne acolo unde trebuie. Am înțeles. Ovidiu, îți mulțumesc pentru că mi-ai acordat acest interviu și pentru că ești în seara aceasta alături de noi. Mă bucur că ești în București și presupun că te vom mai vedea și la gala cu numărul 10, nu? Și eu îți mulțumesc, Simona, pentru interviu și...
te rog frumos să mai răspunzi la comentariile alea cu Neveu acolo, că ai făcut milioane de vizualizări când vorbeai de mine pe TikTok. Ai văzut? Da, bineînțeles. Păi unde vine... Dar de ce le-ai șters după aia? Băi, să știi că nu le-am șters. Mi s-a dat report și... Da, mi s-a dat report și s-au șters, da.